Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog aici, pe canalul meu de YouTube. Am astăzi un mare colet cu hăinuțe de pe Trendyol și le-am primit ieri. Unul dintre ele vi l-am arătat deja, compleul ăsta pe care l-am primit. Coletele la Trendyol întotdeauna așa am vin, în colete diferite și am cred că vreo 5-6, ceva de genul ăsta. Pe ăsta vi l-am arătat deja, vi l-am arătat și pe Instagram și în vlogul pe care l-am pus ultima dată. Și am și un cod de reducere pentru voi pe care îl puteți folosi în această perioadă, Bianca40. Aveți link-ul aici la mine în descriere. E foarte important, chiar dacă nu achiziționați, pentru mine e foarte important. Și dacă doar intrați pe click-ul respectiv, pentru că e ceva un concurs și aș vrea să câștig, dacă se poate, dacă vreți să dați click, dacă nu, nu-i problemă. Și ce am mai luat? Am luat și câteva bijuterii. Acum am deschis unul dintre colete și nu mai știu ce am. Era o ofertă. Cumpărai 4 și una o primeai gratis. Opa, drăguț, drăguț. Stați un pic. Am luat cercelușii ăștia. Wow! Wow, cât sunt de drăguți! A, se vede? Sunt superbi. Avea și un sefort. Lănțucul acesta cu perluțe. Nice. Very nice. Știți că eu port astfel de lanțuri. Foarte drăguț. Să vedem cât o să și reziste. N-am dat mult pe ele, nu vă gândiți. Sunt în jur de 20 și ceva de lei. Și mai am. Nu mai știu cât am luat. Am zis că erau la ofertă și am profitat și eu că sau cam prost la capitolul bijuterii. Ha? Drăgu. Așa merg așa la emisiune. Și ăștia. Și ăștia. Și ăștia îmi plac mult. Să vedem cum o să se așeze. Vezi, direți, deja port altfel de bijuterii la vârsta asta a mea. Mai port bijuteriile pe care le purtam acum câțiva ani. Și am mai luat și cercei argintii, pentru că din ăștia chiar nu prea aveam. Vă plac? Mie da. Avea și să-i port. Pe urmă, aici e un colet pătrățos. Cred că ceva încălțăminte, da? Știu că n-am mai luat încălțăminte. Sau ba da? Ba da. Tot încălțăminte, dar nu știu ce încălțăminte. Oh my god! Oh my god! Sunt stiletto negri, dar am un detaliu aici, așa mai de stilul meu. Cu sclipici. Foarte frumos. Foarte frumos. A? Divisim, divisim. Ah, gata. Avem o pereche de blugi. Sunt blugi simpli. Simpli, simpli. Într-o culoare mai deschisă. Culoarea asta nu prea aveam. Și în partea de jos au un detaliu din asta. Ah, și sunt rupți într-un genunchi. Da, îmi plac. Să știți că dacă vreți să vedeți cum arăt cu hăinuțele, puteți să intrați pe Instagram la mine, Comunici Bianca, sau pe TikTok, Comunici Bianca 14, pentru că acolo postez de obicei când mă îmbrac cu hăinuțele. Dar dacă vreți la următorul haul cu Trendyol să mă îmbrac aici pe YouTube, îmi spuneți. Wow, 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 wow. Stați un pic, stați un pic. Că e jale. Avem o rochiță neagră, simplă, dar cu niște detalii. Foarte interesant. Ca și dimensiune vine undeva până, cred că mai jos de, un picuț mai jos de genunchi. Eu am 1,68 pe acolo. Și port mărimea S, dacă vă interesează. Vai, cât e de frumoasă. Și merge parcă și pentru
biserică și pentru evenimente și pentru, știu eu, shopping, de ce nu? Și pentru un cocktail și pentru o ieșire la club. Da. Ives, cărătița aia. Gata. Aveam teamă că nu o să arate cam poze, dar uite că nu m-au dezamăgit. Așa. Încă un colet cu... tot cu blugi. Mi-am luat blugi. A, două perechi de blugi. Dar mi-am luat la fel, mă? Și-am făcut mai la două perechi de blugi la fel. Cred că da. Cred că mi-am luat două perechi de blugi la fel. Dar păi nu știu ce am făcut aici. În fine, ăștia sunt o pereche. Ăștia sunt slim. Nu sunt la fel. Sunt destul de slim. Sper să-mi vină. Tot așa am luat în mărimea S. N-au niciun alt detaliu, doar pur și simplu sunt. Mă las pe corp. Și ăștia, cred că... ăștia sunt mai lărguți. Sunt mai lărguți. Și au în partea de jos o... așa sunt. Da, interesanți. Sunt blugi basic pe care poți să porți și cu cămașă, și cu plover, și cu tricou, și cu maiu, și cu ce vrei tu. De-aia am și luat așa, fără niciun fel de alt detaliu. Și ăsta este coletul mare. Aoleu, ce mare mâna. V-am zis că m-a apucat de sală, nu? Da. Am o febră musculară. În prima punguță am găsit o cămășuță. Ia că am și rimat. O cămășuță care mi-a atras atenția pentru că în spate are un detaliu mai deosebit. Îmi place că vine cambrată. Tac. Și la spate vedeți că are un șnuruleț. Da. Asta merge foarte bine cu blugi. Așa o văd eu, cu blugi sau cu pantaloni din aia negri. Office. Frumos. O fustiță roz, bombon. Nu mai, eu mi-am învățat stilul, cumva. Înainte cumpăram chestiile care mi-atrăgeau atenția și când ajungeau acasă, nu aveam ce să le îmbrac. Și am hotărât, ca să nu mai cheltui banii aiurea, să cumpăr chestii pe care le pot combina între ele și... să se potrivească cu ce am deja acasă. Fuțița asta nu pot să zic neapărat că se potrivește cu ce am acasă, dar cine știe? Cine știe? Găsesc eu ceva să... cu care să o asortez. Este rozalică, așa frumos, bombonică. Da, cred că merge și cam așa aia albă, dacă mă gândesc eu bine. Vine până mai jos de genunchie, destul de lunguță și îmi place materialul. Că o pereche de blugi, da, o să zic că am nebun. Dar vreau să fac un video cu toate perechile de blugi pe care le am de pe Trendyol și dacă tot am în colaborarea cu ei, zic de ce nu să vă ajut și pe voi să vă găsiți mai repede. Și oricum, blugii n-ai cum să nu îi porți. Ăștia sunt mai închiși la culoare și lărguți. Lărguți, lărguți. Chiar sunt lărguți. Sper să mi se potrivească. Dacă nu, îi dau soră mică. Ea sigur o să poarte. Dar trebuie să le probez, să văd. Că așa eu le-am comandat, dar bine, și când sunt în magazin, eu nu probez. Hai, dar în fine. Încă o pereche de blugi. Dar câte pereche am la dragă? Deja mă simt prost. Ăștia sunt mai închiși, dar sunt, cred că, ușor evazați în partea de jos. Sunt mai închiși, dar sunt cumulați. Așa. Sus. Dar jos, vin evazați. Da, ăștia cred că o să-mi placă sigur. Dar sper să mi se și potrivească, că par destul de lunguți. Cred că tot la sori mea o să ajungă și ăștia, dacă nu mi se potrivește mărimea. Habar n-am ce iasă. Leșin, este o rochiță. Dar nu mai așteptam să fie ăsta materialul. E mișto că merge și iarna. Da, este o rochiță.
Cred că merge foarte bine cu cizmulițele alea ale mele, n-am niște cizmulițe. Da, e mișto, e mișto că e potrivită pentru iarnă. Să țină de cald. Bun, bun, bun. Deja mă temeam că nu e comanda mea aici. Aceasta cred că este o rochie. Da, este o rochie neagră. Aici este transparentă. Și foarte murată pe corp. Asta am luat-o pentru emisiune. Am și pentru niște videouri pe care o să le fac pe YouTube. Nu pe YouTube, pe TikTok. Așadar, ce să zic, așteptat să le postez acolo. N-am... Înseamnă că mai trebuie să mai ajungă gulete, pentru că nu sunt astea toate rochițele pe care le-am luat. Cred. Stați să vedem până la final. Vreau să fac un TikTok tare, un video tare cu astea. Asta e o cămășuță. A, pe asta am luat-o pentru blugi. Mi se pare că o să se potrivească foarte bine cu blugi și foarte, foarte scumpică, nu? N-am mai avut. Imprimem așa, deosebit. Tot, eu la bluze iau S36, la rochițe 36S, tot doar S, adică mă încadrez foarte bine la mărimea asta. Tot o rochiță. Neagră. Neagră cu un decolteu generos. Și aici în față are astfel de pliuri. Care cred că avantajează și dacă aveți un pic de burtică, cred că e o variantă bună. Zic eu. Și îmi place și mie cu asta și cu cealaltă. Cele trei rochii și cred că mai am doar una. Ah, și mai am una, am deschis-o zilele trecute, am și purtat-o pe aceea, dar nu știu unde am pus-o prin casă. Nu mai găsesc. Dar când o să o găsesc, o să vă arăt în acel video. Și o rochiță mov. Mulată pe corp. Și asta este destul de lungă, dar v-am zis, fac acele videouri și vreau să dați și voi o părere când o să postez. Cum o stă cu ele, că așa doar le-ați văzut. Pe astea le-am la prețuri foarte, foarte mici, să știți. Da, dar sunt sigură că îmi lipsește totuși un colet. Așadar, o să închei vlogul aici și ne revedem cu siguranță pe Instagram, unde o să fac acel video deosebit cu rochile și cu tocuri și cu păr frumos. Până atunci, vă pup, vă iubesc și ne auzim data viitoare. Pa!